Stimați telespectatori, bun găsit! Suntem, iată, în 16 aprilie, suntem în zi de joi, în săptămâna mare pentru credincioșii ortodoxi și nu numai, pentru că am la telefon pe domnul Liviu Axinte, pastorul Liviu Axinte, președintele bisericilor penticostale din Moldova și Bucovina, care știu că tot acum, sâmbătă, seara va fi învierea și Paștele pentru Biserica Penticostală pe care domnia sa o reprezintă. Bine v-am găsit! Bună ziua! Ce faceți? Bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Ce să facem? Stăm acasă, medităm, ne pregătim mai mult, va fi un Paște altfel și încercăm să ne adaptăm noilor condiții. Aș vrea să vorbim despre, pe de o parte, domnul Liviu, despre ceea ce înseamnă ajutor și ordonanțele acestea militare și sprijinul pentru credincioșii penticostali. Pe de altă parte, alte opinii. Am văzut că la Suceava au fost niște opinii legate de o situație limită a unui medic care a ajuns infectat de coronavirus. Vă rog, vă ascult. Da, vă mulțumim. În primul rând, este adevărat, este o nouă provocare pentru noi. Sărbătorile acestea trebuie să aibă o altă conotație și o altă adaptare. Nu mai putem să ne întâlnim în biserici, cum făceam de obicei. Am încercat să ne adaptăm grupuri WhatsApp, telefoane, să ținem părtășia altfel, păstrând această distanță socială. Ca și conducerea comunității regionale și a cultului pentecostal, noi am recomandat ferm respectarea acestei situații de urgență. Sperăm să nu dureze foarte mult. În condițiile acestea, acest Paște va fi sărbătorit în familie. Probabil și ca o îngăduință a lui Dumnezeu trebuie să ne oprim un pic din alergarea noastră, din iureșul care făcea din această sărbătoare o sărbătoare mai mult a cumpărăturilor și altor lucruri. Acum, stând acasă, meditând, putem să ne apropiem de Dumnezeu mai mult, putem să avem părtășie cu familia, putem să ne îndreptăm inima și sufletul către Dumnezeu și pe fundul acesta al temei, al situației create, probabil ne dăm seama că sunt lucruri în viață care valorează și sunt lucruri care sunt trecătoare. Și când un bolnav într-un miez de noapte se bucură pentru o gură de aer, uită și de banii din cont, uită de tot și își îndreaptă inima către Dumnezeu. Noi sperăm ca aceste sărbători să ne apropie mai mult de Domnul, să ne apropie mai mult unii de alții, să apropie părinții de copii și să fie un altfel de Paște.